Bună dimineața și... Bună dimineața! Foarte de dimineață, e ora 7. Am mai plecat în București la ora asta de când lucram, adică acum ceva ani în urmă. Avem treabă, ce să zicem. Mergem la Institutul Victor Babeș pentru că ne vom face vaccinul împotriva febrei galbene. Pentru că trebuie. Suntem curioși și cum o să reacționăm la vaccin. Am auzit că o să ne fie foarte rău. Am auzit că nu o să avem nici pe naiba, depinde de fiecare, nu știu. Cert este că boala asta este mortală în cazul în care o contactezi. Nu are tratament decât preventiv, adică vaccinarea. Ceea ce o să facem și noi. Și pe lângă faptul că vrem să fim protejați, trebuie să facem pentru că începem din nou călătoriile și o să mergem în zone în care se cere acest carnet de vaccin. Uite ce am ajuns noi mai devreme cu aproape o oră. Suntem la Mihai Drăbu, se numește mare aici. Da, la Piața Muncii. La Piața Muncii ajungem în maxim 5 minute pe jos. Programare, pentru că nu te primesc fără programare. Vreau să zic atunci când am decis că trebuie să facem, adică a venit momentul să facem acest vaccin, mi s-a părut cam scump aici, pentru că trebuie să plătești pe lângă vaccin și consultația, pentru că îți aplică vaccinul în cadrul unei consultații și dacă stai și adun, nu e puțin. Vă spunem când ieșim exact cât plătim la virgulă și am mai cerut cotații și la niște clinici private și la una dintre ele era prețul cu 80% mai mare. Hai să luăm pe aici. Hai să luăm. Trebuie să traversăm. Da, e roșu. Da, hai, repede. Din partea aia te uiți când vin mașină, din partea aia. Pericol. Dar trebuie să călătorim, trebuie să avem grijă de noi. Zonele unde te poți infecta cu febra galbenă sunt America Latina, o parte dintre țări, unde mergem noi, de exemplu, Columbia și Peru, dar mai ales în Africa, așa că putem merge ulterior și în Africa. Africa fără probleme. Nu Africa de nou, dar Maroc, Tunisia, zona aia. Dar cine știe cel mai rezervă viitorul, că tot avem întâlniri, tot facem parteneriate cu alte agenții de turism, să iasă ceva inedit, diferit, pentru că, așa cum am mai zis, avem agenția noastră de turism, dar e doar script cu agenție de turism, adică vrem să facem lucrurile diferit, vrem să călătoriți cu noi, așa cum călătorim noi, călătorim și cu voi. De asta, cum ne întreabă lumea, aveți agenție de turism? Da și nu, adică legal, da, așa funcționăm, dar vrem să facem lucrurile diferit. Și împreună cu alți parteneri, o să avem experiențe frumoase, adică pregătim experiențe frumoase pentru la anul, începând de la anul, mai ales, avem și anul ăsta. Să zicem un pic și de planul nostru? Da, putem spune. Pe luna septembrie plecăm din țară, o să stăm la începutul lunii, da. America Latină până în decembrie, la începutul lui decembrie, venim pe 2 săptămâni în țară, cred. Schimbăm continentul, plecăm spre Asia. Unde mergem în America Latina? Așa am spus, mergem în Columbia să vedem râul Curcubeu care e Cristales și zona de frontieră cu Venezuela la Guajira, printre altele, dar astea sunt mai atipice așa și nu prea le au agențiile. Pe urmă mergem în Panama și Costa Rica, un circuit mai simplu, în două țări. Mergem la partea de Caraibe, care este în cea mai bună perioadă, luna octombrie, atunci când se merge și restul și de septembrie-octombrie. După care ne îndreptăm spre Machu Picchu, un circuit de aventură Inca Jungle. După facem rafting, mergem cu bicicleta pe munte, ajungem la Machu Picchu, izvoare termale, nu știu ce era pe acolo, multe trekking, bineînțeles, dar nu drumul clasic.
Merge și la muntele cu privire la 5.000 de metri. Sunt foarte încântată de această experiență. După care, mergem în Guatemala și El Salvador. Merg la Pollo Pușca, să zic așa. Lumea nu umblă în costume tradiționale și vom sărim în El Salvador, unde poți plăti cu monedă virtuală chiar și la piață. Adică sărim de la o extremă la alta. După care ne întoarcem în România și bineînțeles că mergem spre trecerea Revelionului în Boracay, nu? În Filipine, da. În Filipine, bine, și pe lângă Boracay, nu neapărat în ordine asta, mergem și în Manila, mergem și pe insula Siargao. Da, sunt patru insule. Da, Cebu, Sămân și Malapasta și insula de senzație Calangamau, unde a fost și în ultimul circuit și cererea persoanelor care vor merge cu noi, am reintrodus o avem pe circuitul ăsta, nu includea Calangamau. Pe urmă mergem în Thailanda, în nordul Thailandei, coborâm până în Krabi, mergem în Indonezia, mergem în Indonezia, lângă Bali, mergem și la Yogyakarta, stăm și în Nusa Penida, mergem și în Punta Banggai. Apoi avem și circuit de Borneo, Malaysia, Borneo, Malaysia insulară și Malaysia peninsulară. Adică Kuala Lumpur și Borneo. Da, astea sunt în toate circuitele, ca să zic. Kuala Lumpur, Penang. Penang, dar mergem în zona Semporna, care este la ieșire la Marea Celebes, care duce spre Filipine, spre zona Mindanao din Filipine, o zonă nu foarte turistică. Și sunt convinsă că am omis alte circuite, mergem și în India, mergem în Kerala, în sudul Indiei, plănim și Sri Lanka, nu știu dacă facem singură sau în combinație cu altă destinație care tot așa n-am mai fost. La, mai la Sri Lanka încă lucrăm, încă nu este definitivat nimic, dar cu siguranță în viitorul apropiat vă vom da de veste și despre circuitul din Sri Lanka. Și pentru că noi mergem în atâta destinație, trebuie să fim pregătiți cu acest vaccin și cred că aici, așa că diagnostic și tratament. Mergem să ne înțepăm. Și nu mergem, nu măcar nu mergem singuri, mai merge cineva din grupul de Columbia cu noi, nu-i vaccinat de frunte galbenă și acum, cum e, vrei, nu vrei, trebuie. E mult. Da, hai. Hai să vedem dacă ne primesc mai bine. Stăm la coadă să facem vaccinul. A intrat deja Irena asta. Fix la 9, chiar dacă am ajuns mai devreme, nu am zis că poate scăpăm mai devreme, dar nu. Am plătit consultația întâi, care e 300 de lei și este obligatorie, 300 de lei de persoană. Și după plătim și contravaloarea vaccinului. Adică 250 de lei de persoană. Da, e un preț multicel, doar pentru consultație. Știam de vaccin că este 250 de lei, dar când am văzut că doar consultația ca să-ți permită medicul să te imunizeze este 300 de lei de persoană, am zis, băi, wow, dar asta este. Facem sacrificii, nu? Eu sunt curioasă dacă o să ne dea atunci când ne dă carnetul de vaccinare o să fie pe viață sau 10 ani, că am tot auzit că s-a schimbat, dar va uită unul. Este pe viață. Pe viață, da. Este imunizare pe viață. Pe călătorii pe viață imunizare. Da, pentru că am mai vorbit cu niște prieteni de noștri și ne-au confirmat și că imunizarea este pe viață. Așa că ținem la curent când ieșim de aici. Să sperăm că o să ne fie bine. Noi. Că, de asemenea, dacă o să ne ținem după vaccin, că știi că atunci când am făcut vaccinul anticovid, ne-am ținut un sfert de oră, o jumătate de oră. Vedem. Ia uitați ce avem aici. Cred că o coincidență totuși că e galben certificatul de vaccinare, pentru că ne-a zis doamna doctor că dacă ne mai vaccinăm și de alte boli, ne ștampilează și următoarele pagini. Deci eu vorbesc aici și muncesc și uitați voi ce face camera mea. Mănânc un covric cu cașcaval de la cei trei sfinți. Păi știți voi care sunt. Nu face reclamă, aici, nu? Aici, din zona Unirii. Din toată zona, am văzut în toată țara. Așa, și vreau să zic că valabilitatea este pe viață, ne-a spus aici validity for lifetime.
mi-a prescris doamna și pastile pentru malarie, pentru că malaria este o boală foarte gravă, la fel produsă de anume specie de țânțari, pentru care nu există vaccin, tratamentul este destul de dur și ne-a prescris niște pastile pe care le poți lua preventiv înainte cu o zi, pe perioada când stai în zonă expusă și încă 7 zile după. A zis că nu sunt foarte toxice, dacă ei, cum vom avea noi în total, am avea nevoie de vreo 13 zile în Columbia să luăm, dar nu știu dacă să luăm astea. Uite, mai e unul cu un GoPro acolo, pe o motoretă. De că e turist? Filmează, cel din spate cu casca de a doua cască, are un GoPro în mână. Așa că suntem pregătiți să plecăm în vacanță, în călătorie. Nu ne-a zis că vom avea simptome mari, adică la fel cum a fost și la vaccinul anticovid. Putem manifesta febră și pisoane, dar slab. Și luăm paracetamol și hai. Ce mai povestim mai? Tu, ce mai povestești? Se ține camera și eu mănânc. Și el de zor, da. Dar așteptăm să dăm drumul la treabă, la circuite. Țineți aproape pentru că aventurile Marca Traveliștii vor continua. www.traveliștii.com, nu intrați, nu uitați, intrați și acolo și vedeți exact despre ce este vorba, ce circuite minunate deja create pentru la anul avem. Așa că vă pupăm de aici, din Parcul Unirii. Ba!